Bună tuturor, Cătălina sunt, sunt trainer și consilier pe relații de cuplu, iar în clipul de astăzi vom discuta despre greșeala principală care face ca un bărbat în cele din urmă să ajungă un portofel pentru femeia de lângă el. Înainte de a începe, dacă ai nevoie de ședințe de consiliere, găsești linkul cu adresa de e-mail în descriere unde îmi poți scrie. Iar dacă îți place conținutul de astăzi, nu uita să-i dai un like în partea de jos a ecranului pentru a susține canalul. Bun, în momentul în care unui bărbat îi place de o femeie, iar aceasta îl respinge, ce simte el să facă este să insiste mai mult și de cele mai multe ori, în momentul în care vede că nu funcționează, apelează la partea financiară și începe să-i cumpere tot felul de cadouri din ce în ce mai scumpe, să ia flori, să o scoată în oraș, să o ducă în excursii și așa mai departe. Când o femeie nu te vrea, dar nu, nu te alege, te respinge, o face pentru că de cele mai multe ori nu te vede ca pe un partener cu care și-ar dori să fie într-o relație. De ce se întâmplă asta? Pentru că nu te consideră atractiv, da, de cele mai multe ori ăsta e motivul, da, efectiv nu se simte atrasă sexual de tine. Pe lângă asta, contează și situația financiară, da, e normal ca în momentul în care îți alegi un partener să fie cumva stabil financiar, în sensul în care să nu fii nevoită să lucrezi tu pentru doi pentru că un bărbat în momentul în care tu nu îl vezi stabil financiar, ai senzația că nu este capabil în viață, lucru care nu este neapărat adevărat, dar relația pe care acesta o are cu banii este destul de semnificativă. Însă, când femeia alege să stea cu tine doar pentru partea financiară, o face pentru că din alte motive nu și-ar dori să te aibă în preajmă, adică nu se simte atrasă de tine, nu ești genul de bărbat cu care și-ar dori să fie într-o relație și stă cu tine doar pentru că ești mână largă. Adică ești foarte um, amabil cu ea, îi dai foarte multe lucruri, da? Ce trebuie să faci? Este ca în momentul în care începi să ieși cu o femeie, să nu plusezi de la început cu partea financiară, da? Deci sunt enorm de mulți vorbați, mie nu vin să cred că îți există da, pe, pe planeta asta care fac această greșeală după care tot ei se plâng că femeia este materialistă, că a stat cu ei doar pentru uh, beneficiile pe care le avea din această relație. Dar întrebarea e tu ai avut altceva să-i oferi în afară de beneficiile alea? Pentru că dacă femeia încă de la început nu și-a dorit să fie cu tine și tu ai plusat cu partea financiară, automat că aia nu-i nebună, dar a zis, mă, dacă tot insistă, da? dacă tot văd că este așa bun cu mine și mi oferă atât de multe lucruri, hai să stau cu el o perioadă, da? cât să îl nu știu, să iau cât mai mult, dacă ți-am cât mai multe beneficii de pe urma lui. Dacă tu nu i-ai oferit, iar ea nu ți-ar lua, n-ar avea cum să ia. Și, și mama avea o vorbă. Mă, nu e prost cine cere, e prost cine oferă. De cele mai multe ori, în urma faptului că tu oferi foarte mult, ea stă cu tine o perioadă de timp, după care, deși alege să rămână în această relație cu tine pentru beneficiile pe care le are din urma relației, în același timp ajunge să te înșele pentru că are alte nevoi pe care și le împlinește în altă parte și nu în relația cu tine. Ce vreau să spun este că femeia respectivă nu rămâne în relație cu tine pentru că nu mai poate ia de dragul tău, că nu te mai poate ia cât te iubește și cât ea e atrasă de tine. Nu, rămâne cu tine strict și zic strict pentru ce poate lua de pe urma ta. Bun. Cum poți să nu mai faci această greșeală? În primul rând, când o femeie te respinge, păi lasă o mă dar du-te că mai sunt și alte femei pe planeta asta care și-ar dori să fie cu tine pentru ceea ce ești. Dacă în continuare nu-și doresc nici alte femei să fie cu tine, păi uite-te un pic în oglindă, da, și zi, mă, la ce am de lucrat de femeile astea nu sunt atrase de mine? Că de cele mai multe ori tu plusesc cu partea financiară pentru că ți să lucrezi la tine. ți să te duci la sală, ți să mănânci sănătos, e mai confortabil să stai cu berea în mână și să te uiți la televizor și să faci burtă da, și să arăți neatractiv. Și apoi zici, da, femeile nu sunt atrase de mine. Da, dar de ce nu sunt atrase de tine? Și dacă te consideri inferior, nu plusa cu partea financiară doar ca aia să fie atrasă de tine, pentru că o să fie atrasă de tine din motivele greșite. Când vezi că nu te atrage, dacă nu te atrag nici, nu sunt nici altele atrase de tine, când vezi că nu ești atras, da, așa, mergi și lucrează la tine, da? Nu-i cumpăra 50.000 de buchete de flori, cum știu enorm de multe cazuri, nu-i trimite sute de cadouri acasă, dacă poate, poate să o răzgândi femeia asta, nu scoate la 50.000 de cine în oraș, nu duce nu știu câte vacanțe, că doar să-i arăți tu cât de potent ești și câte are ea de câștigat de pe urma ta, pentru că ăsta e motivul pentru care o să rămână cu tine. Deci știu niște bărbați care arată, nu vreau să spun cum, deci arată, zici că mai bine ar arăta, da? Și sunt cu niște femei care arată superb, deci superb scoase din cutie. De ce crezi că stau femeile respective cu ei? Că nu mai pot ele de dragul lor și la final, dar de cele mai multe ori ajung să divorțeze, la final ele ajung să ia jumătate din cât are ăsta da, avere sau știu eu ce are acolo și tot el se plânge că asta a fost materialistă și că m-a făcut de bani. Deci, o grămadă se plâng și se plâng în consiliere că, doamne, câte i-a luat femeia aia și cu câte beneficii a rămas de pe urma lui și la urmă tot la înșilaștă l-a părăsit. De ce? De ce? Pentru că tu ai văzut că nu e atrasă de tine și ai dat, și ai dat, și ai dat, că poate să îndrăgosti, că poate, poate te alege și pe tine, că poate, poate te vede și pe tine ca pe fot frumos pe cala, alb, nu, te vede ca pe fot frumos, nu chiar frumos, dar cu portofelul în mână. Dacă femeia alege să stea cu tine doar pentru că ești pușculița ei, niciodată nu o să aibă altfel de sentimente față de tine. De fiecare dată o să te facă să te simți inferior. De fiecare dată o să caute și altceva în altă parte. Nu-ți imagina că stă cu tine pentru alte beneficii pe care le are decât cele financiare. Când încă ești la începutul relației, da? Dacă ea nu este pe același picior de egalitate financiară ca și tine, o să se folosească de tine ca să îi crească valoarea, ca să aibă mai multe beneficii. Așadar, în momentul în care ai început să ieși cu o femeie, nu plusa cu partea financiară, nu-i cumpăra sute de cadouri, nu dun sute de excursii, nu-i fă toate felurile de mofturi și de pofte și așa mai departe, nu plăti pentru felul în care ea vrea să arate, nu fă toate chestiile astea, ci pur și simplu, fii cu bun simț, da? Dacă ai bani, ok, nu trebuie să arunci cu ei în aer și să faci cu ei așa pe mese, dacă asta, asta se prindă, că ai bani și de asta să stea cu tine, ci pur și simplu, fii cu bun simț. Dacă vrei să iei un, un buchet de flori, odată la ceva timp, fă chestia asta, dacă vrei să scoți în oraș, la masă, din când în când, fă chestia asta. Dar nu, când asta nu-ți răspunde la telefon, tu îi trimiți un buchet de flori. Când femeia îți dă bloc pe Facebook că s-a săturat de cât de nebunie și că nu-i place de nicio culoare de tine, dar tu tot vrei să fii cu ea, nu-i trimite nu știu ce bijuterii, diamante, bănene, nu, pentru că nu o să stea cu tine din alte motive. Dragi bărbați, dacă o femeie vă respinge, o face pentru că nu este atrasă de voi. Nu îi place felul în care gândiți, felul în care vă îmbrăcați, felul în care arătați, felul în care vorbiți, stilul de viață pe care îl aveți, nu îi place, da? Când te respinge și una și două și te respingi și trei și patru și cinci o sută de femei, în loc să te duci ca nebun și să insisti în continuare, mai bine întoarce-te un pic cu atenția asupra ta. Uite-te ce faci greșit la tine, uite-te la ce trebuie să schimbi la tine ca să fii mai atractiv în ochii femeilor, da? Și nu deveni frustrat, și nu plusa cu partea financiară, și nu ajunge într-un final să zici că toate la fel, că toate sunt materiale, este, păi mă nene, dacă tu n-ai altceva să oferi, ce vrei? ce vrei, ca o femeie în momentul în care e atrasă de un bărbat, da, când îl vede pe asta, nu vreau să intru în stereotipul și să zic bărbatul alfa, dar când îl vede bărbat în energie masculină, mă poate să aibă 50 de lei în buzunar că tot iese cu el să se plimbe în parc, da? Dacă e atrasă sexual de el, merge oriunde cu el. Dar dacă tu știi că n-ai calitățile astea și totuși o vrei pe Elena Cosânzeana, nu te plânge apoi că Elena asta Cosânzeana nu stă cu tine pentru ceea ce ești tu ca bărbat și ca om. În fine, cam asta ar fi pentru astăzi. Sper din suflet să vă fie de folos. Sper din suflet să nu vă frustrați și mai tare vis-a-vis -vis de femeile astea pe care voi le alegeți, pe care voi le sponsorizați, ca mai apoi să ziceți vai, doamne, cu cine am stat, ce am avut lângă mine, o materialistă. Da? Fiecare face alegerile noi, dar faceți alegerile conștient și nu vă plângeți apoi de rezultate. Asta a fost pentru astăzi. Vă pup, vă și ne vedem data viitoare!